N-am cum să ascund fericirea, pentru că după o săptămână în care am venit după deplasare unde am pierdut, să reacționăm jucând cu, cred eu, cu cea mai experimentată echipă din campionat, din toate punctele de vedere, că puternică, un meci acasă decisiv, între ghilimele decisiv, pentru că era important să jucăm iară foarte bine, cum am făcut-o în ultimele meciuri acasă la noi, publicul fantastic, creștem în fiecare zi, atât noi cât și ei, împreună, se naște ceva bun la Constanța și cred că am făcut un meci mare cu o echipă care mult mai verticală decât toate celelalte care sunt în campionat, o echipă care știe să verticalizeze, știe să atace și din minge statică, foarte puternică pe contraatac, cum ne-a bătut ultima oară acasă, și bineînțeles și pe atacuri poziționale, echipă foarte bună care bagă mingile în careu, atacă, se bate foarte bine și cred eu că de asta au și câștigat campionatul. Mergem înainte cu visul nostru, de acela de a încerca să devenim cei mai buni, vom vedea unde o să ajungem. Ne așteaptă meciuri în continuare foarte grele, meciuri unde trebuie să dovedim încă o dată, cum am dovedit și astăzi și meciurile care au fost înainte, sau tot campionatul până acum, că da, putem să fim o echipă importantă a campionatului. Jucătorii cred că sunt foarte buni acum și lucrul acesta e foarte important pentru mine. Sunt lucruri care se întâmplă pe teren. Tot ce s-a întâmplat în seara asta e meci de nivel mare. Am făcut față, am jucat acasă, mă bucur pentru că suporterii, cred că toată lumea e fericită, fariștii sunt fericiți și sperăm să o facem în continuare, că drumul e lung încă. A fost și un stres de maturitate din Faro? Da, da, noi creștem, noi trebuie să construim. Asta e absolut. Noi nu suntem CFR-ul, nu suntem FCSB-ul, nu suntem Craiova. Noi trebuie să construim mentalitate, ceva puternic la Constanța. Se naște ceva, adică eu, impresia mea e că creștem de la meci la meci, trecem examenele care le avem, toate testele care le avem le trecem și arătăm bine și cred că jucătorii deja se simt puternici. Unde credeți că a fost cheia meciului? Pentru că, practic, că am jucat cu Băluță de Car. Da, și când era la Cupa Hagi, era Noar. Juca Noar și de asta l-am băgat, pentru că e un mijlocaș defensiv, ofensiv, care are creativitate, are lucruri foarte bune. Nu, dar toți au jucat, trebuia să întăresc mijlocul terenului foarte bine. M-am adaptat la neprevăzuta care a fost cu Denis. Trebuia să mă adaptez la lucrul ăsta. Am jucat cu doi atacanți, nu mai am jucat cu trei, care știam că atacă foarte bine spațiile amândoi și le place golul. Deci am avut și acolo sus ce trebuia și, bineînțeles, la mijloc putere, ca să te iei cu CFR-ul la meci mai vertical, trebuie să ai putere, jucătorii trebuie să fie puternici. Și cred eu că am demonstrat că avem și acest lucru în echipă. Tocmai asta surprinde faptul că ați dominat CFR-ul într-o manieră ca de... Jucam acasă. V-am zis din prima zi că asta e și jucătorilor, pentru că supărarea mea la Steaua a fost că de ce am cedat inițiativa, sau chiar dacă am avut posesia noi mai multă ca ei, dar trebuie să ai mai multă personalitate, trebuie să începem din spate, trebuie să avem jocul nostru, trebuie să știi să construiești. Totul începe din spate la noi ofensiv, trebuie să dominăm și să ne impunem ideile noastre și cred că le-am transmis ce trebuie jucătorilor. După rezultatul de astăzi, a arătat Faro că CFR nu mai este o echipă de neînvins? No. am face o greșeală mare. Nu, CFR-ul e puternică, CFR-ul se va bate, are ultimul meci acasă puternic, deci contra noastră, deci dacă Craiova a intrat în calcule. Deci cum v-am zis eu, deci nu stați cu unul în fața voastră care are atâta experiență. La fotbal nu e bine să vorbești înainte, fotbalul e ca la bursă, se schimbă de azi pe mâine totul, trebuie să fii atent la toate detaliile. Dar stați liniștiți că eu nu dorm și sunt atent la ele și încerc să-mi fac și jucătorii să-i aduc unde trebuie, să-i montez, să-i conectez, să fac tot posibilul ca ei la meci să ajungă foarte bine. Deci nu poate ajunge niciun fel, sunt 4 puncte. Nu, absolut. Absolut deloc. Se joacă până în ultima etapă. 100%. Cred, nu știu. Aș vrea să se termine cu 2 etape înainte, să batem în următoare 3 meciuri, să avem 9 puncte și atunci mai vorbim. Ne mai vedem la conferință. Nu, n-am vorbit. Am vrut să mă duc să-l salut, n-am vorbit. Nu mai era.
Da, de asta am și plecat și eu și nu m-am stat pe teren, ca să am vrut să-l salut, așa cum fac cu toți antrenorii după meci, dar nu l-am văzut și atunci m-am dus la vestiar. Așteptați o mână de ajutor și din partea lui Adrian Mutu mâine seara? Mână de ajutor? Eu niciodată, eu totul, filozofia mea în viață e că depinde de mine, așa cum am transmis-o jucătorilor mei. Totul depinde de noi, noi nu depindem de alții. În viață nu e bine să depinzi de alții, niciodată. Trebuie să fii tu, să-ți plănuiești lucrurile, succesul trebuie să se construiește, succesul se planifică, trebuie să ai viziune, trebuie să pedalezi, trebuie să muncești și el o să vină. Doar dacă tu crezi, se cheamă legea atracției, dacă nu știați. În pandemie am citit și eu de ea. Adică trebuie să știi să atragi lucrurile, dacă nu știi să le atragi, ele nu vin. Dar așa nu să fix un pic fan, rapid? Nu. O să mă uit la meciuri, dar nu mă interesează. Nici, absolut deloc. Contează ce facem noi. Absolut. Cât îmi influențează victoria din această seară în lupta pentru titlu? Victoria în această seară influențează foarte, e foarte importantă pentru Farul. Pentru că eu ce am văzut de la meci la meci, lumea vine, lumea arată altfel, suporterii, echipa e susținută, au creat presiune, deci se naște ceva bun la Constanța, adică se aprinde flacăra iară care era stinsă, că trebuie să recunoaște, la un moment dat era stinsă și acum se aprinde, pentru că eu am sărit gardul ca să pot să văd meciurile, că nu aveam bani să cumpăr bilet și atunci am sărit gardul ca să văd meciurile și am stat sub tabelă, că ploua și am stat acolo și atunci lucrurile astea se revin. Acum lumea își dorește să vină să vadă meci la să vadă Far. Cum era înainte, 23.000 la fiecare meci. Așa eu am, cel puțin asta a fost perioada mea 70-80, unde stadioanele erau pline. Și la noi la Constanța erau totdeauna pline. Cum se simte? Nu știu, vom vedea, încă nu avem, din păcate încă nu putem să vedem cât o să stea. Probabil săptămâna asta o să vedem că a făcut remeneuri, vedem. Vedem, vorbim cu el, vom vedea. În câștigare defensivă nu s-a căminat aproape deloc apărarea. Da, aici chiar stăm bine. E compartimentul care stăm cel mai bine și mijlocul. Cred eu că avem un mijloc, cu toate că ne-ar mai trebui ceva mai creativ și sus destul de bine, dar cred eu că mai putem să îmbunătățim lucrurile în viitor. V-au spus băieții cel mai frumos la mulți ani pentru mâine, sunt cu Gheorghe. Nici nu știam. Serios vorbesc, da. Nu. Cadoul meu e când m-am născut. Cadoul meu a fost părinții care m-au adus pe lume și atâta. Restul n-am. Restul... Nimic altceva decât fotbal și iar fotbal. Îmi place atât de mult fotbalul și trăiesc prin prisma lui. L-am iubit de mic și îl iubesc în continuare și cred că asta mă ține, că toți mă întrebați cât mai reziști. Nu, voi rezista până cum a făcut-o și Nea Mircea, cum a făcut antrenorii mari, Iordănescu, toți antrenorii care se dedicați, Nea Emi, toți care am învățat de la ei, profesorii noștri. Ne dedicăm. E pasiune deja, familia o cunoaște și mulțumesc că mă sprijină la nevastă. Și dacă nu vrea, tot trebuie să mă sprijine, că n-are altă șansă.